nevoia de a-ți acoperi gândurile, de a spune în societate altceva decât ceea ce gândești și de a manifesta altceva decât ceea ce simți. Aceasta este, după opinia mea, cea mai mare crimă cu care opresiunea comunistă a chinuit poporul român. Timp de mai bine de jumătate de secol, Corneliu Coposu și-a dedicat viața unei politici în care morala și onoarea să fie atributele principale. Corneliu Coposu, un destin, memorialul durerii, o istorie care nu se învață la școală. Un film de Lucia Hosu Longin, marți de la ora 15 la TVR2.